Bună ziua, dragi păfticioși! Eu sunt Valeria și astăzi suntem în speție la Sabina. Ea este food blogeriță și vom pregăti împreună cu ea un chec. Povestește-ne, te rog, despre acest chec. În primul rând este un chec cu vișini, care se face foarte ușor. Nu prea suntem în sezonul vișinilor, dar găsim siguranță vișinile în orice market, atât înghețate cât și în sucul lor, da? Așa că nu avem probleme. Eu cred că orice gospodină din Moldova are vișini în suc propriu la borcan. Așa că... Dar dacă nu aveți la magazin precesă. Neapărat. Este o rețetă pe care am împrumutat-o de la soacra mea. Atunci când m-am căsătorit, cam după o lună, soțul meu mi-a zis: aș vrea un chec cu vișini. Eu am făcut un chec, nu știu de care, ceva improvizat, nu știu cât de bun a ieșit, nu mi-amintesc. Cert este că el mi-a zis: dar poți să o întrebi pe mămica mea, să vezi cum face ea? Mai scurt, clar, dar... Da, și să-mi pregătești, te rog, așa un chec cu vișini. Evident că am luat rețeta de la soacra mea și acum am foiță aceea micuță. N-am mai transcris-o de atunci, sunt 9 ani. Asta e istorie deja. Da, și iată, astăzi noi gătim după rețeta soacrei mele. Pentru acest chef, de ce ingrediente vom avea nevoie? În primul rând, vișini, făină, smântână, ouă, zahăr, unt topit, vanilie, praf de copt. Praf de copt sau bicarbonat și puțin suc de lămâie. Ok, și acum hai să trecem la treabă. Așa, mai întâi de toate, cu ce începem? În primul rând, batem ouăle cu zahărul. Așa, eu o să bat ouăle cu zahărul. Deasupra ouălor adăugăm zahărul și începem să mixăm până vom avea o spumă, da? Da. Pufoasă, cremoasă și deschisă la culoare. Puteți omite acest procedeu, puteți folosi blenderul. Da. Dar noi cum suntem puternici, ne trebuie blender. Am primit o masă cremoasă. Acum ce adăugăm? Acum adăugăm smântână. Smântâna trebuie să fie grasă. Tu mi-ai spus că aceasta este de casă. Exact. Dar trebuie de folosit o smântână cât mai gras posibil, pentru că asta de casă se diferențează foarte mult de asta de magazin. Exact, dar poate fi folosit și un iaurt grecesc de 10%. Eu am încercat și a ieșit foarte bine. Super! Omogenizăm. Așa. Și apoi adăugăm untul topit. Untul topit și răcit, da? Și nu neapărat răcit, poate să fie călduț. E important să nu fie foarte fierbinte. Aha, ok. Apoi? Apoi, vanilia. Și treptat încorporăm făină. Hai. Tu o să adaugi. Trebuie să fac și eu ceva așa. Când i-ai pregătit prima dată checul soțului tău, a fost mulțumit? Da. Adică i-a plăcut, a spus că e fix ca la mama, dar da, sincer, ce să nu spun așa. Exact. Plus la toate, soacra mea mi-a dat rețeta concretă, nu mi-a spus să pun sare în loc de zahăr sau chestii de genul ăsta. Înseamnă că soacra e bună. Foarte bună. Așa. Și apoi stingem bicarbonatul cu sucul de lămâie. Alotul este gata, ne-a luat câteva minute să-l pregătim, așa că este o rețetă foarte ușoară, care o puteți pregăti la repezeală. Exact. Sabina a uns tava de copt cu unt de cocos. Puteți să o ungeți cu ulei sau cu unt topit. Unt simplu. Da. Și acum, mai departe, iată, uitați-vă la luat, cum a făcut deja bule. Da, este foarte, foarte pufos. Așa, mai departe o să turnăm circa 70% din aluat, din compoziție, în tavă. Așa. Și îl repartizăm uniform, după care vom pune vișinele. Vișinele trebuie să fie foarte bine scurse. Și tot le punem pe toată suprafața aluatului, da? Da, le punem pe toată suprafața.
această rețetă mi-aduce aminte de vară, care nu de mult a plecat. Cum nu de mult? Paradoxal, dar eu nu pregătesc checuri cu vișină vara. Mai mult, în familia noastră este o rețetă de iarnă, atunci când nu prea, că doar nu o să coci checul cu mandarine sau, da? Da, adică, da, da. Respectiv, coacem checul cu vișini. Vara coacem cu zmeură, cu coacăză, cu fructe de vară. Așa, acum punem restul de aluat. Vișinile o să rămână în interior, exact, sau să se dea în jos? Indiferent de câtă compoziție punem deasupra, oricum aceasta va crește foarte bine și va acoperi în mare parte toate vișinele. Probabil prima dată când am gătit acest chec am pus totuși mai multă compoziție deasupra decât de desubt. Probabil. Ceva, mi-amintesc ceva de genul ăsta. E, da, oricum. Dar între timp am înțeles că nu este necesar. Coacem checul la 190 de grade, circa 45 de minute sau mai bine zis până trece testul scobitorii. Dar până atunci încercați să nu deschideți ușa cuptorului pentru că asta foarte mult contează. Da. Cât checul se coace la cuptor, noi vom face cunoștință cu Sabina. După cum v-am spus, ea este food blogger, dar vrem totuși să aflăm ce ești tu de profesie, ce ai învățat, ce ai finisat. Mai în scurt, povestește-ne! În primul rând, profesia și studiile care le-am făcut nu s-au pupat deloc în viața mea. Eu am studiat limbi străine și marketing și comunicare, dar ulterior am activat într-o instituție de stat. Apoi a urmat concediul de îngrijire a copiilor pentru că am doi copii. Iar acum urmează să revin la serviciu sau poate să-mi schimb chiar domeniul de activitate. Mă gândesc foarte serios la acest lucru. Vai, dar tu văd că nu te temi să experimentezi și asta e foarte bine pentru că, spre exemplu, tare mulți oameni ies, tare puțini oameni ies din rutina lor zilnică și din zona lor de confort, știi? Bravo! Cum ai ajuns totuși să fondezi blogul? Blogul a venit dintr-o necesitate. În primul rând, totul s-a început prin luna martie-aprilie, când am început să postez pe rețelele de socializare ceea ce găteam. La un moment dat am înțeles că nu mai încap deja pe rețelele de socializare și tot ceea ce vroiam să dau, toată informația, toate rețetele, nu mai puteau să încap într-o postare de Instagram, de aceea a fost necesitatea unui blog. L-am deschis, cred că prin luna iunie, am muncit ceva la el și muncesc în continuare, nu știu cum voi combina ulterior serviciul și cu pasiunea asta de a găti, dar o să vedem. Eu sper că nu o să te lași de ea. Sperăm. Ce îți place să gătești? Mie îmi place să gătesc în stil mai sănătos. Ceea ce ar însemna că din foarte multe rețete tradiționale încerc să înlocuiesc, de exemplu, untul cu uleiul de cocos, ouăle, eventual cu semințe de in. Dar nu înseamnă că toate rețetele mele sunt, adică eu mă strădui când dau o rețetă să fie valabilă atât în rețeta, în metoda tradițională, cât și în cea mai sănătoasă, eventual de post chiar. Pentru că îmi place foarte mult și mâncarea de post. Care este bucătăria ta preferată? Cred că cea italiană. De ce? Pentru că combină în special peștele, fructele de mare, cu foarte multe legume și chiar cu brânzeturi, ca mozzarella, parmigiană, sunt preferatele mele. Iată, tu spui că gătești mai mult mâncare sănătoasă, da? Dar oricum avem și noi careva secrete sau careva vicii care nu putem să ne lăsăm de ele sau, spre exemplu, mâncăm mai puțin. Care sunt viciile tale? Un viciu ar fi cartofii copți cu ketchup. Fii scopt, el nu chiar așa de viciu mare. Pentru mine este un viciu pentru că ketchupul nu este neapărat sănătos. Cel puțin așa, toți ne-am obișnuit să vedem ketchupul alături de burger și cartofi fai. Dar îmi place și de obicei când face soțul frigărui, îmi place cărniță cu ketchup.
Mai puține legume. Ketchup-ul este viciul tău, da? Da, probabil. Uite că l-am descoperit cu tine. Vă spun că nu e un viciu tare mare. Eu am mai multe. Da. Așa. Și de asemenea pozele le faci tu singură pe fond, da? Evident. Și ai învățat să fotografiezi, să editezi. Spune-ne despre această experiență. Valeria, tu mă descurci. Totdeauna mi-a plăcut să fac poze și uite acum când mi-ai pus întrebarea asta, mi-am amintit când aveam eu vreo 14 ani, părinții mei cumpăraseră o cameră de filmat din asta mare, în care abia puteam să o țin. Și mi-am amintit că i-am făcut sorii mele un videoclip. Eu am făcut toată regia, trebuia să se uite într-un album cu fotografii, trebuia să facă o fățucă așa mai tristă și probabil că încă de atunci s-a născut în mine așa spiritul ăsta de a regiza, de a fotografia, da, ceva de genul ăsta. Cam asta. Nu am făcut studii în arta fotografiei sau ceva de genul acesta, adică totul vine intuitiv, toate compozițiile le fac absolut intuitiv. Ce greutăți ai întâlnit pe parcursul dezvoltării blogului tău? Nu știu dacă am întâlnit foarte multe greutăți, dar cu siguranță lipsa timpului. Uh-huh. Faptul că am și doi copii, evident că uneori îmi contravine cu planurile care eu le fac de cu seară. De exemplu, dacă ei se îmbolnăvesc și merg la grădi, evident că toate planurile de gătit și de pozat și de descris pe blog se anulează pentru a doua zi. Dar unde te inspiri? De unde? În fiecare zi gătești ceva nou după care postezi sau și internetul? Eu sunt la început și nu am un palmares atât de mare de rețete, de aceea cam ceea ce gătesc zilnic îmi pare o idee bună de a o da pe blog. Uh-huh. Deja mă gândesc în dependență de ceea ce mai vor oamenii, de ceea ce mă roagă urmăritorii sau atât. Și la capăt, spune-ne care sunt planurile tale pe viitor referitor la blog. Ce visezi tu? Fie unul dintre cele mai cunoscute bloguri din Moldova. Să concurieze cu al tău. Eu niciodată nu o să mă supăr să am așa o concurentă, când nu pot spune concurentă, pentru că atunci când ai un blog, eu îmi dau seama că trebuie să lucrez și de asta își spun, trebuie să ai un scop, unde ai vrea să ajungi. Poate o să pară răspunsul meu foarte banal, dar nu am un plan anume. O să încerc să-l întrețin cam așa cum am făcut până acum. Nu știu cât o să-mi reușească într-un program cu doi copii și cu serviciu de la 8 până la 5, dar o să încerc să-l întrețin și în dependență de cum va evolua blogul. Da. Dar ai un program de plasare a rețetelor? Nu. Sau când îți vine atunci? Atunci când îmi vine și mă străduiesc să nu fie mai des, să nu fie în fiecare zi. Da, că pe urmă e de prins pe cititor și apoi îți cer în fiecare zi să postez rețetele. Exact, adică cam de două ori pe săptămână. Așa mă străduiesc. Nu știu dacă voi reuși și în continuare la fel. Mă bucur tare mult. Acum ne ducem să scoatem checul din cuptor și să-l gustăm. Checul este gata și a venit momentul cel mai important ca să gustăm. Este foarte moale. Și pufos? Da, și pufos. Cum îți pare? E foarte bun. Gustos. Serios. E foarte bun. Sănătate lui mama soacră, da? Chiar, nu mi-a luat, el e dulciu. Vișinile sunt acșoare și se potrivesc perfect. E foarte pufos, pregătește foarte rapid, așa că neapărat trebuie să-l încercați. Foarte bun. Eu sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă. Mulțumesc din suflet ție și soacre tale că prin tine am gustat acest chec. Eu ție îți mulțumesc că ne-ai invitat la tine astăzi și ne-ai spus secretele tale din bucătărie, dar și după culise. Mă bucur că ați venit.
Mă bucur că v-am cunoscut, sunteți niște oameni foarte talentați, foarte omănoși, sociabili, prietenoși. Următorii voștri sunt norocoși că au de la cine se inspira și de la cine se încărca cu energie pozitivă la începutul zilei, mai ales când te spui bună dimineața, dragi prieteni. Cei care nu mă urmăresc pe Instagram să o faceți și o să auziți și voi. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md, dar și pe blogul Sabinei, desigur că nu? Blogulverde.eu. Eu o să las link-urile mai jos în comentarii sau în descriere. Eu vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere! Pa!